Stimați telespectatori, iată ne aflăm din nou într-un bloc de locuințe. De data aceasta este un bloc mai central. E mult mai multă liniște, dovadă că locatarii de aici au avut bani, poate pentru a-și petrece concediile la munte sau în străinătate și totuși parcă s-au niște zgomote. Bună seara! Bună seara! Eu vreau să mă omoare de inimă. Tu cine e aici, mă, frate? Realizăm niște reportaje nocturne în această noapte, ca să mă exprim pleonastic și îmi cer scuze că v-am deranjat, Moș Crăciun, da, sau da. Domnilor Moș Crăciun. Da. Și noi credeam că ești Moș Gerilă, că de-abia venire de la răcoare. Da. Am înțeles. V-ați deghizat Moș Crăciun și mergeți la un revelion mascat, nu? Dacă... Moș Crăciun, dar nu la... Nu, noi am venit aici cu treabă. Nu la distracție. Nu. Deci ați venit să aduceți darul locatarilor, să le faceți o surpriză deosebită în această noapte magică. Dar ce surprize o să le faci? Da. Ce surpriză! Iată, stimați telespectatori, mi-am dat seama după râs că avem de-a face cu niște Moș Crăciun adevărați. Reportaj la locul de muncă al lui Moș Crăciun. Numai de asta stați numai puțin, numai puțin vă spun și eu. Crăciunul nu a fost? A fost Crăciunul. Și dumneavoastră veniți de două ori pe an? Venim de câte ori suntem liberi, frățioare. Stai că nu înțeleg. Vă spun eu. Deci Moș Crăciun, cum spune și Datina, vine de Crăciun și aduce daruri. Noi suntem Moș Crăciun de Revelion. Noi nu aducem daruri, noi ducem de la cei care au primit prea mult de Crăciun. Nu? Asta, stați că am... Da. Ce faceți cu cheile? Că eu știu că Moș Crăciun intră pe fereastră, vine pe horn, sau cum? Pe fereastră. Ești în brașă, nu? N-am zis ce pe fereastră. M-am și urcat pe bloc, dar m-a dat jos. Acum are dreptate că de când s-au pus ăștia termopane nu mai poți intri pe balcon. Și de horn nici vorbă, că au toți centrale de apartament și pe unde să intri? Poate doar pe hotă, a? Hotă! Haideți. Stați, totuși nu mi-a spus ce faceți cu cheile. Auzi, frățioare, ești cam naiv pe cuvântul meu. Auzi, Moș Crăciun ești... Băi, terminați, da? Moș Crăciun ești ea modernă acum. Are chei pentru toate apartamentele din blocul ăsta. Și bun. Ce, mă? Astea nu-s bune, nu se poate. Cum să nu se poate fiască? Mai încercați o dată, nu, mai încerc. Aha, am înțeles. Deci un Moș Crăciun modern are chei la ora aceasta pentru a intra pe ușă. Da, să zicem, Ren mai are? Nu merg șeful deloc. Nu merg. Ren nu mai are, i-a mai rămas doar doi bui. Asta e, șef. Haide-mi ce facem, spuneți. Păi ce păi facem, șef? Planul B, da? Planul B. Da? Gură de lup. Șuriu. Contoarcă. Fete că... Haide-mă, frate, lasă-ne putem penile astea. Nu ai văzut pe cineva să intre cu fete că într-un apartament? Dacă e cazul, intrăm împreună cu dumneavoastră. Da? Filmez împreună aici. Și intrăm împreună și la facultate? Da? Păi de ce să mai vreau? Am o facultate. Și eu am 5, și care vreau? Șef, ce să... Hai la treabă. Hai cu... Pontoarcă. Aoleu... Am uitat o acasă. Cum ai uitat pontoarcă? Și cum intrăm acum în auto? Stai, șef, că se rezolvă, am văzut. Băi, stai, mă, băi, nu suna, mă! Ia uite-l, mă, a sunat ăsta. Iar voi, mă, nu vă ajunge, mă, că m-a spart și de Paști? De-abia am revenisem. Și uite, era și deschis. Ce facem, șef? Planul ce? Cloroform. Cloroform. Numai puțin. Aici. Mai pune. Dacă se... Doză dublă. Da. Aici. Ce are, mă? Ce mă asta îmi face? Licurici. Ce ai făcut, frățioare? Ce să fac? Ai băut cloroformul și ai pus apă minerală în asta? Te termin, fii atent, te termin. Cum rezolv? Stai, cu rezolv tot eu! Stai! S-a rezolvat șeful! Bravo! Hai! Ce faceți, fraierilor? Toți n-ați terminat? Eu am terminat toate apartamentele de la etajul 3. Doar asta aveți? Și tu ce ai exact? Ce ai? Eu când ciordeam prin șifoniere, am dat peste asta. Dragostea la prima vedere! Mă-nsor! Ia uite ce drăguță e! Da, ia uite ce drăguț ești! Ah!
Eu doar filmez. Prea târziu. A plecat. Locotenent de poliție Cristea. Agata Cristea. Dacă apar manifestări de plăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.